impozitul mare, deci nu avem cum să ne descurcăm. Acum mulge agricultura, că este o vacă care nu-i hrănită, numai fură de la ea. A fost miros de motorină pe străzile din Nădă la Castă și asta pentru că 80 de agricultori și-au scos tractoarele pentru a protesta împotriva taxelor mai mari. Domnilor, mă scuzați că vă întrerup, dar mai avem o soluție. Ne mutăm în Ungaria cu toate firmele aici la Nagyloc. În Ungaria nu se plătește și atunci bugetul local nu va lua nimic. Ne mutăm cu totul. 200 de agricultori din Nădlac și din localitățile învecinate au pichetat astăzi primăria orașului de la granița de vest a țării. Ei sunt nemulțumiți de noile impozite aplicate utilajelor agricole. Noi vrem să plătim. Noi nu am spus că nu vrem să plătim, dar nu taxe enorme. Dacă până anul trecut pentru un tractor impozitat ca și utilaj agricol se plătea o taxă de 43 de lei, anul acesta pentru același tractor, de data aceasta înregistrat ca și mijloc de transport, agricultorul plătește peste 500 de lei. Birurile sunt și mai mari pentru combinele agricole. Aici taxa ajunge până la 2000 de lei pentru fiecare utilaj. Care e diferența între taxele de anul trecut și cele de anul acesta? În primul rând s-au mărit foarte mult. La tractoare de 12 ori și la combine până la 34 de ori. E foarte mult. Suntem nemulțumiți pentru o taxă foarte mare care guvernul României o aplică acum în campanie. În toată țara, numai 3 primării le-au trimis până acum agricultorilor fișele de impunere fiscală în baza noilor reglementări. Alături de orașele Nădlac și Pecica din județul Arad, în aceeași situație e și municipiul Râmnicu-Vâlcea. Noi, imediat după apariția acestei hotărâri, am studiat-o și am încercat să punem oameni în gardă să știe ce așteaptă. Protestul agricultorilor a fost susținut și de localnicii din Nădlac. Oamenii nu au fost deloc deranjați de marșul tractoarelor, ba din contră. Foarte bine fac. Așa ar trebui să facă de fiecare dată când apare câte o problemă din asta de guvernare. Bineînțeles, nu ca să le taxeze atât, să le pună atâtea impozite, taxe. Eu fi susțin în toată inima. Protestul s-a încheiat calm. Oamenii așteaptă însă răspuns la revendicările lor.